Alo, România, alo, București! Astăzi vă pe frățiorul vostru Meiti. Ce credeți? Am băgat calitate nouă, din câte puteți să vedeți, dacă puteți să vedeți, da? Dacă nu vedeți bine, uitați-vă mai bine, că vă vedeți mai bine. Avem 4K la videoclipuri și avem obiectiv nou, ăsta nu e așa mai diferență, e că avem niște blurulețe pe spate. Dar cred că se vede mai bine, nu? Cred că am îmbunătățit și noi puțin calitatea, așa că merit și eu un like acolo și să vă abonați la canal. Da? Uite, putem să dăm și zoom așa dacă vrem, dar nu, rămânem așa. Și na, ce să zicem, noi astăzi să vedem puțin situația cu Erica Isaac și tot ce s-a vorbit în ultimul timp. Sunt puțin în urmă, da, știu, sunt puțin în urmă. Că a copiat piesa de la fetele alea, că n-a copiat-o, n-am înțeles foarte mult, știu piesa aia cu Buhu, Hugi, Pi, filme de alea spooky. N-am ascultat-o că am văzut că e cu tematica așa de Halloween, puțin spooky, pe mine nu mă sparg chestiile astea, dar hai să vedem care e ideea. Și băga tot subiectul ăsta în piese copiate 7, dar cum situația a scăpat de sub control, e momentul potrivit să dedic un întreg episod despre cum piesa Ericăi, Buhu, seamănă izbitor cu Pink Like Suki, de la Pebbles and Temtem. Subiectul a devenit atât de răspândit cât a ajuns cumva și la TV, iar mai mulți creatori de conținut au vorbit despre asta, punând accent pe ideea că Erica Isaac a luat cu bună știință flow-ul de pe piesa originală, fără să dea vreun credit artistelor din state. Doamnă Erica Isaac, dacă cumva înainte de a publica acest material de origine inspirațională, ați luat legătura cu fetele alea să le întrebați dacă sunt de acord cu asta? Nu i-a dat credite fetei respective. Asta Erica-i. Dar îți vine să dai din cap pe ea. Haide mă că m-a strictisit. Așa că stați până la final dacă pentru melodia 6, unde am făcut un screenshot în vreun fel situația, din moment ce mulți artiști din industria muzicală din România așa procedează. La câteva zile de la lansarea Buhu pe For You mi-a apărut un video chiar de la una din fetele din duo, în care răspundea la un comentariu în care eram tăguit. Tipa din comentariu m-a anunțat că a găsit o altă piesă copiată pe care o pot folosi pentru seria mea. Temtem, cea care a răspuns, a înțeles că în acel comentariu erau acuzate că ele ar fi copiat de la Erica. Fiind din America, probabil au dat un Google Translate la comentariu și s-au simțit atacate pe nedrept. A fost un language barrier, cum s-ar spune, ulona engleză. Mulțumesc totuși persoanelor care au făcut clarificări în comentarii și le-au spus despre ce era vorba și că era fix invers. Lumea o acuza pe Erica Isaac că ar fi copiat de la Pink Like Suki. Temtem chiar spune în mod sarcastic că ar fi avut nevoie de un glob de cristal ca să copieze din viitor piesa Ericăi, arătând în continuare când a fost postată piesa. Ok. No. First off, I just gotta say, this is no shade at all to Erica Isaac. I think she's a great artist. Erica Isaac. And it's unfortunate that this is how I discover her. Like, because she's dope. But you realize that in order to have copied the song, we would need a fucking crystal ball? All that being said, I just wanted to say that in order to copy the song, we would literally have to predict the future. Keep streaming Boohoo. Keep streaming Pink Like Suki. They're clearly both bops. Trebuie menționat că ele sunt niște artiste mici. Sunt niște studente care fac muzică în timpul liber. Nu au nici măcar 10K pe Instagram. Au 60K follower pe TikTok, unde le-a explodat și piesa. Iar în repertoriu au maxim 3 melodii. Sunt la început. De-aia Temtem a avut o atitudine ușor humble, pentru că a văzut-o pe Erica cu numerele astea mari, producție la alt nivel, un label în spate, și pot doar să presupun că le-a fost puțin frică de un posibil val de hate. Dar pe măsură ce situația a evoluat, starea lor... Am văzut că ele au început, asta a început, că ăsta mi-a intrat și mie pe For You și asta a început așa, cumva pe chill, știi? Ei, ok, nu știu ce, nu știu cum. După când au stat, le-au calculat-o mai bine, cred că s-au mai sfătuit cu cineva și au dat seama că poate să profite mai mult de situația asta, au început să-și dea mai pe agresivitate puțin, ai înțeles? Au zis, bă, stai mă așa, să dăm și noi marketing mai mult la româniștea, că e mult și româniștea, chiar dacă ei fraierii îi luăm noi peste picior, peste top în Europa și pe oriunde, păi ia stai așa să promovăm și noi puțin, că e... stai, că nu e chiar așa. Lor de spirit s-a schimbat și au început să arunce și ele mici înțepături. De exemplu, colega ei, Pebbles, a răspuns la un alt comentariu legat de controversă. Cineva a întrebat dacă și ele au luat melodia de la altcineva. Pebbles and Temtem, which we are an artist duo that just started. We have 3 songs out. Our first song was called Pink Like Suki, and recently there has been somebody that came out with a song called Boohoo that sounds an awfully lot similar to ours. Pebbles începe să explice întreg procesul creativ prin care a trecut ca să ajungă la produsul final. În prima fază era la duș și a venit în cap versul în jurul căruia se învârte refrenul, Pink Like Suki. La ce se referă versul ăsta? E o referință directă la personajul Suki din Too Fast, Too Furious. Suki se îmbrăca în roz, avea Honda aia toată roz. Pentru cei care s-au uitat la film știu că e un personaj iconic. De-aia și comparația din vers, Pink Like Suki. Pentru că tematica melodiei are legătură cu Suki din seria filmelor Fast și beat-ul melodiei e pe același stil. Au folosit un sample din Tokyo Drift. Ascultați intro-ul. This is the sample that we used in
Tipa chiar menționează că au așteptat să primească permisiunea din partea celor care dețin drepturile de autor pe melodia respectivă. Pe... Îți dai seama, și-au dat clear la sample-uri, așa se face, gen, așa se utilizează, din ce știu, e destul de mare belea dacă nu îi dai creditele ăla, nu-l produci, nu s-o dă jos și așa mai departe, adică e nici să ți-o dea jos dacă nu aștepți pentru clear sau faci cumva în așa fel încât ăla să fie credituit, să fie ok și pentru el. De multe ori, de exemplu, se întâmplă din ce am înțeles, nu vreau să vorbesc eu, că n-am fost foarte atent, am dat o discuție, la modul că dacă tu poți să scoți o piesă la modul ăsta și să le dai credite, să-i treci pe aia la producere, automat să împarți procentele lor, să le vină niște bani din treaba asta, doar că le dai credite și ai folosit chestia aia, el automat vede că ești mare și e cumva și exposure pentru lui și același timp îi vin și bani de acolo și te lasă să o faci. Bine. Asta e ideea. Pe Tokyo Drift, ca să nu aibă nicio problemă. Dar în cele mai multe parte, de cele mai multe ori se discută și se rezolvă cu label-ul sau așa mai departe cu cineva de acolo ca să ții clear la tot. Permission to use this. That's why it took us so long to put the song out. Că tot am zis mai devreme de înțepături subtile, Codin de la Creative Monkeys în reacția lui a mirosit shade-ul pe care l-a aruncat Pebbles, printre alte cuvinte. Fiind la început de carieră, nu-i venea să creadă că cineva își dorește atât de mult să creeze ceva ce ea a creat deja, adică Erica. When I first found out about this, I was completely flattered. Wow, my thing was cool enough for you to have wished that you created it. That was so cold. Wow, that was amazing. Wow. Cel mai politicos dis pe care l-am auzit în viața mea. Înainte ca Erica Isaac să dea un răspuns la toată drama, Delia s-a grăbit să-și dea cu părerea pe subiect. Chiar se autoironizează. Da, oarecum aici, așa e, într-adevăr, aici mi se pare și mie că Erica a dat-o puțin în bar. Asta nu ia în continuare, cum se numește, creditele, pentru că e un artist, e chiar priceput în ceea ce face, chiar dacă are un anumit val de hate, poate nu știu, se înțelege. Și mi se pare că dacă a bubuit acea roșie, o știe toată lumea, ai auzit numele, înseamnă că e bine cumva ce face, știi ce zic? Adică nu poți zici că e slab în ceea ce face sau așa mai departe. Dar, nu, într-adevăr, ce să facem? Se mai întâmplă și de astea, ce să zici, nu? Se mai întâmplă, mai avem, se întâmplă și la case mai mari. Asta tot timpul o să fie în muzică, din păcate, sau din fericire, sau cum veți voi să o luați. Lumea se inspiră într-o oarecare măsură mai mult sau într-o oarecare măsură mai puțin. Singura greșeală pe care mi se pare că Erica Isaac n-a făcut-o, singura greșeală pe care Erica Isaac mi se pare că a făcut-o, e că n-a dat credite mai departe, nu? Adică, nu știu, eventual... Nu știu cum ar fi, adică să le treacă în descriere, da, era de preferat, dar cel puțin măcar nu știu, să arunce undeva într-un TikTok ceva că e acolo, referința sau așa mai departe, pentru că fetele alea nu sunt chiar atât de mari încât să, nu știu, să fie un hit piesa aia, să-i dai un remix și să se înțeleagă toată lumea că e un remix de acolo cumva și mai trebuie să le dai credit că de ce știe, ca și când, uite, 50 Cent, Many Men, am auzit de atâtea ori oameni care au cântat Many Men, am mai cântat Wish That For Me, a cântat și Polo G partea aia, nu știu că i-a dat credite sau nu, dar oricum, la piesa de-astea mare, ca și când cânt eu, vrei să pleci, dar nu mă numei pe rap, acum nu trebuie să le dau neapărat credite lui aia, că se înțelege că e nu mă numei, știi ce zic? Adică așa o văd eu, dar în continuare Erica Isaac mi se pare o artistă foarte pricepută în ceea ce face, era nevoie de cineva pe zona asta în România, pentru că, na, e și afară deja, se consumă girls rap-ul ăsta, așa, și, na, trebuia să vină cineva. Nu e stilul meu că nu ascult așa ceva, că, na, în primul rând nu sunt fată ca să mă identific atât de mult cu versurile aia să-mi placă, știi ce zic? Și nu neapărat că sunt făcută pentru fete, dar, na, e cumva predominant pentru fete muzica aia și nu ascult. Da, mie mi se pare că e priceput așa ca artist Erica Isaac din moment ce a băbuit așa rău, nu? Nu poți. Trebuie să dai cezarul ce e al cezarului. Pentru că acum puțin timp am mai luat apărarea unei influencerițe, Sânziana Negru, care arunca mâncarea ambalată de la Lidl, la gunoi, după ce a filmat un promo. Probleme de oameni bogați. După aia sare lumea, mi-au hate up influenceri, mă bag eu aiurea, că mi se pare mie că s-a produs o nedreptate, nu mai ții minte? Tu-ți dori să vă dau niște chipsuri care mi-au mai rămas. Nu erau niște chipsuri care i-au mai rămas, că atunci era o discuție diferită. Erau niște chipsuri nedesfăcute și o pungă întreagă de mâncare nedesfăcută. Nici pe Delia n-au tras-o părinții de ureche că nu mâncat-o din farfurie, se pare. Iarăși aceeași deconectare fantasmagoră. Cine să-și dorească, domne, o pungă de chipsuri și o plasă întreagă de mâncare? Delia ar trebui să vorbească cu copiii aia care ascultă Slabă Grasă Nu-mi Pasă, ca să te mai pun un pic la curent cu tineretul. Acum, în cazul Ericăi, Delia se apucă să explice oamenilor proști că nu știți voi cum e cu linia melodică, ritmul, alea ei, n-ați înțeles. Da seama că mă enervează foarte tare oamenii care
nu se pricepe la muzică și nu știu ce înseamnă linie melodică și zic ei, piesa X seamănă cu piesa Y că au furat în linia melodică. Linie melodică înseamnă linie melodică, deci linie melodică vine de la melodie. Melodie înseamnă mai multe note, note muzicale, succesiune de note, nu rap. N-are cum să fure cineva un rap, linia melodică dintr-un rap care gen e aceeași notă. Ta 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 ta, poate să fie gen secția ritmică, ritmul să semene. Ce? Băi, sunt atâtea exemple de flow-uri luate, de ce nu? De ce nu poți să iei? Ok, nu numești, cum îl numești? Nu, linie melodică flow, nu, dar e luat flow, adică aici nu mă refer la Erica Isaac sau așa mai departe să se înțeleagă, mă refer în general, cum nu poți, e ca și când dacă eu iau flow-ul lui Gucci Mane de pe piesă, înseamnă că nu iau la flow-ul lui, că ăla cântă rap, dacă cânta pop, îi furam. M-am enervat. A copiat linia melodică. Care linie? Că e taca, 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 raca, ok, a luat flow, linie? A luat în film. Care linie? Și că a copiat Samuel Like You, Adele. Ce linie s-a copiat? E amuzant că Adele i-a dat chiar exemplul ăsta. Nu știu dacă a făcut-o intenționat la mișto sau nu și-a dat seama că tocmai ea are o piesă dubios de inspirată de la Adele, Samuel Like You. Am mai zis asta în trecut. Așa a făcut și Delia cu piesa Ce are ea. Melodia asta a fost construită pe scheletul piesei Adele, Samuel Like You. Ambele piese sunt scrise în A major. BPM-ul nu e același, dar nici nu e prea departe. Structura piesei e foarte asemănătoare. După cele două strofe, piesa Delia urmează același pattern cu un pre-chorus. După urmează refrenul și ăla foarte asemănător. Și versurile se bazează. Bă, eu încă o dată vreau să zic chestia asta și vreau să se audă clar și vreau să mă și asum eu. Nu văd nimic greșit în a lua o chestie, nu unul la unul, în a lua o chestie și a face în stilul tău mai bună. Poate un 60-70% luat de acolo, dar făcut în stilul tău, plus credite acordate, tati. Adică n-am nicio treabă. Nu, n-am nicio treabă cu chestiile astea. Sunt absolut ok cu ele. Până la urmă toate afacerile, McDonald's, toate astea au fost la bază niște copii sau niște furăciuni, niște chestii care ok, nu e, nu vorbim de chestia asta. Ignorăm chestia asta. Dar atât timp cât e ceva, dai credit. Ai înțeles? Uite, și eu ați văzut, frate, ați văzut. Și eu recunosc treaba asta. Recunosc. De multe ori mă inspir de afară, de multe ori iau concepte de afară și le aduc în România. De cele mai multe ori fac chestia asta. De ce să mint? Cu mici modificări de la mine, cum face toată lumea pe YouTube, adică cam ăsta e YouTube. Sunt foarte puține chestii care îți vin ție secunda originală în cap și na, merg. Pentru că, de ce? E chestii care s-au mai făcut deja și le poți aduce stilul tău, pentru că știi că merg chestiile alea, automat au fost testate deja pe public și tu le aduci și le faci în stilul tău și oferi credite ăluia care a început chestia sau ăla care a văzut prima dată chestia și așa mai departe. Adică eu de asta încerc de cele mai multe ori să dau credite și maxim că nu dau credite e din cauza că deja e un trend și n-am văzut-o la nimeni. Uite, de exemplu, vă dau un exemplu foarte concret. Am făcut un clip în care am mâncat mâncare de pe bonurile din gunoi, da? Am văzut foarte multă lume în comentarii care mi-a scris, băi, e copiată de la IBM Family, da, de la Bogdan. Și de ce să te mint? Nu m-am gândit la IBM Family, vă zic sincer. Ideea am văzut așa, am văzut-o că a făcut-o Dima, am văzut-o că a făcut-o o guriță mică, am văzut că a făcut printre altele și Bogdan IBM Family, dar n-am știut cine a făcut ideea. Mi s-a părut că e un trend, în momentul în care e o idee pe care au mai făcut-o deja 5 persoane înainte. Nu mi se pare că poți să ieși că, nu știu, nu mai mi se pare că ar trebui să dai credite la ăla care a făcut-o primul sau eu cel puțin nu știam că ăla a făcut-o primul, că dacă știam că e ideea lui IBM o dădeam, știi, dar eu am crezut că e un trend luat de afară, că au făcut și ei încă 5 oameni, 6 oameni același lucru, puii mei, nu e copiată de la ăla că a mai făcut-o încă 6 oameni, înțelegi, față de, uite, de exemplu, nu știu, să zic, începe cineva să facă, nu știu, cum a făcut Beta Squad, ghicește Guess the Real One. Eu am văzut ideea la ei, n-am mai văzut-o în România, am dat credite la ei, că la ei am văzut-o, la ei am luat-o și așa mai departe, înțelegeți? Așa am văzut-o eu, adică am crezut că se înțelege. În fine, hai să continuăm. Pe aceeași temă, Adele cântă în versuri Guess she gave you things I didn't give to you, sau cum ar spune Delia așa mai pe românește, ce are ea și nu am eu. Ce are ea?
De fapt, melodia Ericăi n-are cum să fie inspirată de la Pebbles and Temtem. Iar Erica apare la scurt timp după, spunând clar că s-a inspirat de acolo. Asta a făcut-o pe Delia să pară puțin clown. Acum o să vă arăt răspunsul Ericăi Isaac și după vă arăt în ce măsură se aseamănă cele două piese. Pentru că atât Erica cât și Delia încearcă să minimalizeze similaritatea dintre melodii. Și legat de situația cu Buclu și Pink Like Suki, este 100% adevărat că m-am inspirat după Pink Like Suki și că refrenul Buclu este inspirat din refrenul Pink Like Suki, dar este mult mai mult la piesa asta decât primele trei versuri, care se aseamănă, nu se adună. Și voiam să vă zic să vă relaxați un pic, cei care mă super iubiți, pentru că am văzut și comentarii de-astea că e o piesă copiată ca toate piesele ei, de care știți real și sincer că este o minciună. Aceea, aici îi minimalizez munca, adică poate femeia n-a luat-o odată și așa, dar asta se întâmplă, da? Pe nești trebuie să-ți asumi momentul în care o greșești odată, că o să se vină mai multe chestii, afirmații reale, exagerări și așa mai departe, adică da, asta se întâmplă, corect, nu e corect, adică... Până la urmă, femeia a luat ceva, n-a dat credite, a greșit. Ce să facem? Asta e. N-ai ce să faci, dar nu putem acum să minimalizăm munca pe care a făcut-o dinainte. Adică, nu? Zic și eu. Că nu este adevărat așa ceva. Nu-mi pare deloc rău faptul că m-am inspirat după Pink Like Suki, pentru că este o piesă super tare. După care eu am reușit să fac o piesă super tare și mă bucur foarte mult că a ieșit chestia asta. Și da. Streaming. Să nu mai creadă Erica că am ceva cu ea, sunt de acord că piesa e mai mult de atât. Videoclipul foarte bun, am înțeles. Clar, clar, clar. Filmul Caterinca și ideea să fie tunsă ca Tokyo din Casa de Papel, mai are ea niște dume pe acolo, nimeni nu invalidează skillurile aici. Dar și ea cred că poate fi de acord că refrenul unei piese, de cele mai multe ori, e ăla care face melodia să bubuie în charturi. De aia Pink Like Suki a avut un boost pe TikTok, pentru că refrenul era catchy și bun. Erica a luat exact ce a prins, ceva ce nu era creat de ea și a făcut melodia ei, fără să dea vreun credit artistelor. Asta a fost problema. Și chiar dacă spune că cele trei versuri se aseamănă, nu se adună, asemănările nu se opresc doar la niște versuri. Să nu mai zic că a căutat rime tot cu terminația uki, spooky, puki, chiar și tsuki. Pentru versul am costum meci cu tsuki, fanii au întrebat-o cine e tsuki. Ea a răspuns că așa îi spune lui Mgl, adică doar că unii n-au crezut-o pe cuvânt și au zis că doar caută un cuvânt ca să înlocuiască Suzuki din piesa originală. Lăsând versurile și beat-ul e făcut după Pink Like Suki, au același BPM, iar kick-urile au același pattern, de parcă s-a dus la beatmaker să producă exact după original. Ascultați. E mai tare beat-ul ăsta. E mai tare beat-ul lui Erica. Da, așa e, dar e mai tare beat-ul lui Erica. A făcut gaf ce trebuie, mâncava și gura voastră. Sau nu știu dacă gaf l-a făcut, dar dacă l-a făcut gaf, ai făcut ce trebuie, gafule. Vezi că ai făcut ce trebuie. Iar dacă suprapunem ambele piese și le dăm play în același timp, o să aveți parte de o situație interesantă. Da, băi, nu înțeleg, adică da, așa e, na, e inspirat acolo, trebuia să dea credite, mi se pare că deja gen, ce se vorbește? Ce s-a întâmplat? Mi se pare că se lungește clipul deja, s-a copiat, ce s-a lăsat. Ce piesă s-a inspirat? Piesa asta e copiată de la nu știu cine. Da, bă, mie nu mi se pare capăt de lume, a greșit, a ieșit, a zis că s-a inspirat, putea să iasă puțin să se asume mai mult că a făcut treaba asta, dar, na, acum, asta e. Piesa asta seamănă cu nu știu ce piesă, cui? Îi pasă. Și pot să înțeleg asta pentru că mulți oameni ascultă for fun. Vor să se relaxeze prin muzică, să uite de griji, de ce le-ar păsa, de unde a luat la linia melodică. Întrebarea e alta, până în ce punct se pot duce artiștii cu chestia asta. În exemplul cu Erica, piesa Pink Like Suki aparține unor studente, cum v-am zis, din America, care sunt la început de drum și au avut parte de un boost cu melodia asta. Nici dacă își doreau, nu cred că aveau capacitățile necesare să acționeze în instanță contra unui label mare de peste oceane. Prea mare bătaie de cap. E aiurea că una dintre cele mai mari artiste de pop din România pare că n-ar avea nicio problemă cu asta, când știe că normal ar fi să plătească royalties, să dea un procent artistilor de la care s-a luat, sau creditele alea despre care tot s-a vorbit. Delia vine dintr-o eră în care așa se mai practica, se arunca cu urechea în alte țări și facem noi în România că nu știe ăștia cum e cu linia melodică. Data timp cât sună bine ne place, că nu ne pasă, real ne pasă, pentru că asta se face la noi de o tonă de timp, gen, asta se face la noi de
de când se face muzică în România. Din... Bă, eu acum n-am o chestie, nu vreau să zic o chestie. Asta se va, asta e vorba românului, așa e la noi, așa e la noi. Bă, sunt exemple de, da, care de afară fac asta. Așa se face, din păcate, din păcate așa se face în muzică. Din păcate, nu? Așa se face în muzică. Ce poți să faci? Și așa se face în lumea. Asta e mersul, într-adevăr. Nu e, nu mi se pare ok chestia asta cu nedatul creditelor. Automat, dai cezarul, ce al cezarului. Nu, ai luat ideea, dă-mă credite. Asta da. Da. Chestia asta cu așa e la noi. Așa e peste tot, frate, în lume. Italienii, m-am uitat la clipuri în care italienii au furat flow-uri. M-am uitat la clipuri în care și în America, sunt americani care au furat flow-uri. Adică nume mari care au furat flow-uri, gen Drake și așa mai departe. Ce să faci? E prost, nu e bine. Atâta timp cât faci o chestie, cât te inspiri, cât e ceva, dă creditul care e credit, dar n-ai să lăsăm asta cu așa e la noi. Că nu e așa doar la noi, nu, asta nu suport, nu-mi place românismul ăsta, că asta e tot un românist, că așa e din gen, înțelegi că așa e la noi. Așa e peste tot, într-adevăr, așa e peste tot, din păcate, și așa se face, nu e la noi. Feministă, de după, de acum. Da, asta nu-mi place, înțelegi? Hai să, hai să dăm în români, că așa e România, așa suntem noi românii. Da, bă, sunt un românist, bă, ăsta. Ăsta e la fel ca, că așa suntem noi românii, că furăm. Și ăsta e un românist care românii, românul tot timpul dă în țara lui, că așa e românul, că așa e nu știu ce. Dreapta se trage la cel mai mare nivel de nerușit. Financiare. Mai am un exemplu ca ăsta, foarte interesant, pe care o să vi-l arăt în piese copiate 7. Sau voi, dacă știți pe cineva care a pățit-o, să-mi scrieți. Bă, iubiți-vă, mă, frate, țara. Cum e ea, frate, cum e ea? Noi așa ne-am obișnuit, așa am fost crescuți noi ca generație și eu și așa mai departe. Să auzim de la părinți, din stânga, din dreapta, din alea. Așa e la noi, la români. În România nu se poate. România nu e. Dar de ce vrei? De ce în România nu se poate? Ok, da, avem lipsuri, avem chestii care trebuie făcute, nu le ignorăm, vorbim despre ele, dar hai să nu mai dăm așa mult în țara noastră, frate, că e România noastră, știi ce zic? Așa o văd eu. Nu știu, eu iubesc țara. Sunt oameni, într-adevăr, care, din păcate, au mari probleme în țara asta doar din cauza că locuiesc. Dacă s-ar fi născut altă țară, nu e așa, da. Eu îmi iubesc țara personal, eu mă bucur foarte mult că locuiesc în ea și mă bucur foarte mult de posibilitățile pe care mi le-a oferit România. Și poate da, e ușor să zic chestia asta, să vorbesc chestia asta dintr-un punct în care cumva sunt trez din faptul că locuiesc în România. Poate mai mult ca sigur, dacă făceam tu poate în America, nu știu, poate nu bubuiam la fel și nu trăiam și aveam traiul care l-am aici. Dar hai să ne iubim țara, știi ce zic? Să zic că e țara noastră, să mă arăt sora mea dacă nu sunt țări mai praf ca noi din toate punctele de vedere și aia sunt patrioți. Noi care până la urmă avem și plusurile și minusurile noastre, țara noastră în ultimii 10 ani, dincolo că au fost probleme care au fost și sunt problemele care au fost, a crescut foarte mult din punct de vedere economic și intelectual, dacă mă întreb pe mine, și intelectual, am deschis orizonturile, am început să vedem mai mult decât atât și e foarte bine treaba asta, e să nu mai dăm așa mult în țara noastră, mă. Asta nu, de-aia m-am prins așa, la noi în România, peste tot, frate, peste tot se face asta, nu suntem noi mai fraier ca alții sau așa. Pe Instagram. Pebbles and Temtem au primit susținere de la românii care s-au pus la curent cu drama. Dar da, e foarte corect, e foarte... Nu e, e greșit și e automat, e urât să iei ceva și să nu dai credite. Sunt de acord cu chestia asta, dar... În fine, hai că m-am tripat eu prea rău și am vorbit prea mult despre chestia asta, dar și de hate, nu-mi place. Ca noroc cu Erica Isaac, că altfel nimeni nu știa de existența lor. God bless Erica Isaac, she made your song known. Bro, if it wasn't for Erica, your song wasn't popular. So thank her. Erica e mai frumoasă decât voi două la un loc. Se pare că nu înțeleg că dacă nu exista Pink Like Suki, nu exista Buhu. Corect, și tipele chiar nu merită așa ceva. Bine, aici Erica nu are nicio vină. N-are control asupra fanilor ei. Doar că putea și ea în răspunsul ăla să le dea un shoutout și să spună susținătorilor ceva ca să evite hate-ul asupra lor. Așa cum și ele au făcut. Keep streaming Buhu. Keep streaming Pink Like Suki. They're clearly both babs. Toată drama asta putea fi evitată ușor dacă pur și simplu dădea credite grupului Pebbles and Temtem. Cam asta cereau oamenii în comentarii. Și mai amuzant e că doamna Delia a trecut prin ceva asemănător acum câțiva ani. Dar pentru că artista după care era copiată piesa avea resurse materiale, se spune că era gata să acționeze legal. Într-un final se spune că au făcut un settlement și nu s-a mai ajuns acolo. E vorba despre Inimi Desenate, unde linia melodică e luată de la o artistă din Germania. Okay. O să vă las piesa originală. Dă-i, bă, royalty acolo unde trebuie, nu? Final în descriere, dacă vreți să le susțineți pe tipe cu un like, un subscribe. Ia, mă, uite, ai că induc și eu la tipe să le dau like și un subscribe. Ia, uite, subscribe nu le dau că le fac abonați inactiv, că nu o să mai ascult. Da, uite, le dau un like acum. Da, am dat un like.
Nu știu ce vreți voi. Măcar atât. Și o să vă mai las aici o posibilă soluție cu care a venit Codin pe live. Și mi se pare decentă. Singura și cea mai bună cale ar fi să le contacteze globalul pe ăstea și să facă o piesă împreună cu Erica Isaac și după aia să le ia poste să le ducă la peste. Exact. Un fel de... bombă idee. Un fel de ce a făcut Lino Golden cu fata aia de... Avea piesa aia de la care s-a inspirat cu Panamera. Știți? Patty Cake ceva o chema. Nu mai știu cum. Patty Cake vorbesc... Nu mai știu cum o chema. Și au făcut remix la Panamera împreună. S-a mai realizat chestia asta. Tot de Global, așa că Global... Băgați la cap ce zice Maticiu, că nu e Codin Maticiu, okay? Băgați la cap ce zice Codin de la Creative Machis, că e bine ce zice. Așa că, na, ce să vă zic, cam asta a fost cu episodul. Eu am fost Matey, vă pe fratele vostru, pa, pa, pa!